Bună ziua, elevi! Astăzi, la lecția numărul 12, vom vorbi despre Rusia, Uniunea Sovietică în perioada interbelică, dar vom analiza și secvența din istoria Japoniei și Chinei. Deci, suntem la disciplina Istoria Românilor și Universală, lecția numărul 12. Pentru evocare, îți propun câteva întrebări. Când și în ce condiții s-a desarmat Imperiul Rusiei? Ce urmări a avut pentru unele popoare desarmarea Imperiului Țarist? Și de ce Rusia sovietică nu a fost invitată să participe la lucrările conferinței de la Paris din anii 1919-1920, lecții pe care le-ai învățat în trecut. Trei obiective operaționale ale lecției de astăzi sunt să explicăm specificul evoluției societății în Rusia sovietică și pe parcurs în Uniunea Sovietică, precum și statele din Extrem Orient, Japonia, China din perioada interbelică. Să analizăm caracteristicile regimului politic în URSS și consecințele acestuia. Și să formăm o opinie despre modalitățile ideologice de dezvoltare a societății sovietice conduse de Vladimir Lenin și Iosif Stalin. În imaginea alăturată vedeți liderii ideologiei marxist-leniniste, în special Marx, Engels, Lenin și Stalin. Vom analiza de asemenea și câteva cuvinte cheie. Este vorba de Soviet, în fosta URSS, organ al puterii de stat, centrale și locale, format din deputați, aleși și cetățeni. Din traducere înseamnă sfat. Și socialism, formațiune social-economică întemeiată pe proprietatea colectivă asupra mijloacelor de producție și de schimb ca urmare a desființării claselor sociale. Cuvintele cheie le-am examinat, acum să vedem și câteva date cronologice. La 25 octombrie 1917 în Rusia a fost efectuată o lovitură de stat a bolșevicilor frunte cu Lenin. Perioada 1921-1929 a fost lansată așa numită noua politică economică. La 30 decembrie 1922 este vorba de formarea URSS ca stat multinațional. La 21 ianuarie 1924 moare Vladimir Lenin. În perioada 1924-1953 în URSS conduce Iosif Stalin. În anul 1929 a fost lansat primul cincenal și un an tragic pentru URSS a fost 1937 când au fost efectuate foarte multe represii în masă. Să analizăm o pagină nouă în istoria Rusiei sovietice după Revoluția Burgheză din 1917 în februarie și bolșevicii care au organizat o lovitură de stat în octombrie 1917 în frunte cu Vladimir Lenin care au preluat puterea. Ulterior, a urmat în Rusia sovietică un război civil din 1918 până 1920 foarte dezastruos pentru popor. În luptele dintre Garda Albă și Cea Roșie au câștigat ultimii, promovând în continuare o politică de rebeliune și represii în țară. Ca rezultat, a fost instaurat un regim dictatorial a unui singur partid, a bolșevicilor sau comuniștilor, condus de conducătorul absolut Lenin până în 1924 și apoi Stalin din 1922 până în 1953. În imaginea alăturată vedeți o secvență din perioada 1917 când Lenin a preluat puterea în frunte cu bolșevicii. Numele de familie original este Ulianov. El s-a născut la 22 aprilie 1870 în orașul Simbirsk, adică Ulianovsk, și a decedat la 21 ianuarie 1924. Lenin a fost un revoluționar rus care a condus partidul bolșevic. Interesant este și faptul că până în timpul de față, corpul lui Lenin, neînsuflețit, se află în mauzoleul din Moscova, din Piața Roșie. Să analizăm cum a fost format Imperiul Sovietic, adică URSS, pe ruinile fostului Imperiu Rus. O dată importantă în istoria Rusiei sovietice este formarea URSS la 30 decembrie 1922. URSS asta înseamnă Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, care ea includea Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă, Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, Republica Socialistă Belorusă și Republica Transcaucaziană, adică erau cele trei regiuni din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaijan. În anii 20-30 ai secolului 20 au fost incluse în componența URSS și alte țări precum Kazahstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, adică acestea erau regiuni din Asia Mijlocie. Consecința pactului sovietu-german din anul 1938 au fost anexate și teritoriile prebaltice precum Estonia, Letonia și Lituania și în continuare Basarabia. Astfel, către 1940, în componența URSS intrau 15 republici socialiste și această țară, URSS, a existat până în 1991, în care au fost lichidate structurile politice naționale și a fost impus un model sovietic totalitar.
Pe harta din fața voastră vedeți cele 15 republici socialiste, este vorba de cele 3 republici baltice, Letonia, Letonia și Estonia, Belorusia, Ucraina, Republica Socialistă Moldovenească, cele din Transcaucazia, Armenia, Georgia și Azerbaijan și cele din Asia Mijlocie, Kazahstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. În ce constă esența regimului totalitar în Rusia Sovietică sau în URSS? Venind la putere, Iosif Stalin, în scurt timp, lichidează opoziția politică prin mai multe metode represive. El a optat pentru construirea socialismului într-o singură stată luată aparte. Aceasta este ideea de fapt a lui Lenin și care a fost inspirat din ideile lui Marx și Engels. În URSS, statul total controla viața privată a cetățenilor. Au fost arestați, condamnați și redresați, exilați în lagăre de concentrare, așa numitul Gulag, în Sibiria, milioane de oameni care optau pentru o alternativă a evoluției țării. În anul 1937 este considerat un an negru când a fost organizată mare teroare în masă. Cine era Iosif Stalin? El, numele lui de familie Djugașvili, născut în Georgia în 1878 și a decedat la 5 martie 1953. El a fost un revoluționar bolșevic și conducător politic sovietic. Stalin a devenit secretar general al Partidului Comuniștilor în anul 1922, după ce Lenin s-a îmbolnăvit, consolidând pe deplin autoritatea în stat, odată cu perioada de represiuni cruntă în care apogeul a fost atins în 1937. Cum a evoluat economia în URSS? În primii ani ai puterii sovietice, toate bunurile, adică fabricele, uzinile, pământuri și altele, au fost naționalizate în mâinile statului, iar proprietatea privată a fost lichidată. Planificarea centralizată a fost adoptată drept strategie majoră în această țară, iar industrializarea și colectivizarea au devenit metode esențiale pentru a realiza obiectivele construcției socialismului. În anul 1929 este lansat primul plan quinquennal realizat înainte de termen. Șomajul nu mai era o problemă pentru Uniunea Sovietică. Marea criză mondială nu a afectat economia sovietică, întrucât avea un caracter planificat și nu depindea de piața externă. Sub conducerea lui Stalin, URSS, care a fost fondată în 1922, a devenit o putere industrială majoră. Către 1940, URSS devine al doilea producător industrial din lume după Statele Unite ale Americii. Aceste rezultate au consolidat și mai mult cultul personalității lui Stalin și poziția Partidului Comunist în lume. Pe harta alăturată vedeți un exemplu când în URSS se stimula munca entuziaștilor, iar în 1935 minerul ucrainean Stahanov extragea de 14 ori mai mult cărbune decât colegii săi, adică 102 tone în doar aproape 6 ore. Ca urmare, aceasta a fost o experiență care a fost foarte mult mediatizată ca mișcare stahanovistă, numită și competiția socialismului. Să analizăm un studiu de caz despre caracterul anevoios al colectivizării în URSS. Confiscările de alimente au descurajat țăranii, mai mult au descurajat și prelucrarea pământului. În anul 1928 s-au recoltat mai puține cereale ca de obicei și aceasta a dus la anumite măsuri de rechiziționare. În anul 1929, mișcarea de rezistență a țăranilor a devenit generală, a apărut revolte, alimentele au început să fie ascunse sau chiar îngropate și vândute pentru ca să nu fie predate autorităților. Atunci când nu mai puteau ascunde sau nu mai puteau scăpa de recolte sau furaje, acestea erau arse și aruncate în râuri. Pentru ca să înțelegem mai bine situația din agricultură, o să analizăm două documente. Primul document se referă la opinia lui Stalin. El spunea, țara este în răspântie, mișcarea colhoznică ia având pe zi ce trece. Fără colhozuri nu vom putea făptui industrializarea. Trebuie să înlăturăm din cale orice obstacol care încurcă construcției colhoznice, în primul rând culacii. Culacii erau considerați țărani înstăriți din acea perioadă, care în opinia socialiștilor erau o categorie care trebuia înlăturată. Și o poziție care este contradictorie celei spuse de Stalin, ceea ce a spus Bukharin în 1932. Am văzut și înainte multe din aceste fenomene, dar ceea ce a fost în 1919 nu se compară nici acum cu anii 1930 și 1932, adică atunci când era efectuată colectivizarea. Acum are loc distrugere în masă a unor persoane lipsite de orice apărare, adică era vorba iarăși de culaci. Deci vedem că două opinii diferite, unii care, adică Stalin care susținea
colectivizarea și Buharin, care în acea perioadă erau, se opunea acestei situații. Să analizăm în continuare câteva direcții ale politicii externe a URSS în perioada interbelică. Primul act major de politică externă a guvernului sovietic a fost decretul despre pace, încă în 1972, războiul întâi mondial. Actul se situa în afara normelor diplomatice pentru că solicita încheierea unei păci fără despăgubiri. În primii ani de existență a noului stat sovietic, s-a schimbat radical viziunea asupra relațiilor internaționale, inițial s-a mizat pe izbucnirea Revoluției Proletariatului în toată Europa, ei doreau extinderea comunismului în Europa și în întreaga lume, cu acest scop a fost creată Internațională Comunistă în anul 1935 și se întruneau partidele similare din alte state. În această perioadă, URSS fiind izolată, a încercat să consolideze relațiile cu Germania, care în anul 1939 a fost semnat un pact de neagresiune. În relațiile cu România, nu a recunoscut URSS niciodată Unirea Basarabiei din 1918, ridicând la diverse niveluri așa numită problemă basarabeană. Alături de Rusia Sovietică, în spațiul Extremul Orient se dezvoltau două state, cum este Japonia și China, și în continuare vom analiza câteva secvențe din istoria Japoniei. În perioada interbelică, cel mai dezvoltat stat din Extremul Orient era Japonia, care își lărgește influența în regiune, preluând în primul rând posesiunile Germaniei pierdute din primul război mondial. Japonia dorea să înlăture influența statelor occidentale, în special a Statelor Unite, din Asia de Sud-Est, precum și a altor puteri. Primul pas al Japoniei a fost invadarea armată a Chinei. După SUA, Japonia devine cea mai dezvoltată putere navală din regiune, deținând insula Taiwan, sudul Sahalinului și Coreea. În anul 1930 se instaurează dictatura militară, iar puterea împăratului rămâne simbolică în stat. În anul 1931 se ocupă Manciuria, deși este vorba de origine din China de Nord, continuate sunt de asemenea cuceriri și în 1937. Treptat sunt preluate coloniile franceze și olandeze din Indochina. Un simbol pentru Japonia în această perioadă este avionul Mitsubishi Zero, care a fost de vânătoare și a fost pentru perioada dată un aparat specializat de mașini și de portavion. În continuare vom analiza și câteva secvențe din evoluția Chinei în perioada interbelică. După primul război mondial, președintele al Chinei a devenit Sun Yat-sen. Un alt conducător în această perioadă al Chinei a fost Chiang Kai-shek, care era liderul Partidului Naționalist al Gumedianului și începând cu 1928 a realizat mai multe reforme orientate spre modernizarea societății, în special sistemul financiar și cel educațional. Reformele care au fost efectuate au îmbunătățit situația muncitorilor și a țăranilor, de aceea crește foarte mult puterea Partidului Comunist în China, care a fost creat în 1921. În perioada următoare are loc un război civil, începând cu anul 1927, care durează până în 1949. Din 1934, liderul al comuniștilor din China este Mao Zedong, care organizează așa numitul Marș cel Lung și în rezultat își pierde viața peste 90.000 de oameni din cei 100.000 care au participat în perioada dată. În imaginea alăturată este vorba de Chiang Kai-shek, politician chinez, și Mao Zedong, revoluționar chinez, politician și lider al Partidului Comunist Chinez. Iată că am ajuns la etapa de autoevaluare a lecției de astăzi. Îți propun să te gândești asupra următoarelor întrebări. Ce tip de regim politic a existat în Rusia Sovietică și URSS în perioada interbelică? Și în ce constă specificul dezvoltării societății în URSS, precum și în Japonia și în China? De asemenea, ai putea să descrii condițiile în care bolșevicii au preluat puterea și au consolidat această putere prin represii și prin anumite influențe. Ai putea să compari caracterul regimului sovietic totalitar în raport cu alte regimuri politice existente în alte state, mai ales în Marea Britanie, Franța, precum și altele. La rubrica Acționăm împreună, îți propun să-ți exprimi opinia referitor la formarea pe ruinile Imperiului Țarist a unui nou imperiu, Imperiul cel Sovietic. Poți organiza un interviu cu rudele apropiate și să colectezi anumite informații despre URSS. În acest context, poți formula o concluzie proprie în baza opiniilor selectate. Pentru astăzi tot, îți mulțumesc pentru atenție și te aștept la lecția următoare. Numai bine!